Locuitorii comunei Bănești se pregătesc să petreacă în acest weekend. Ediția 12 a Festivalului Toamnei va avea loc sâmbătă. Ca în fiecare an, evenimentul va avea loc în piața Aurel Vlaicu din comuna Bănești. Anul acesta programul va începe începând cu ora 16. Cei care vor veni la spectacol vor putea vedea pe scenă artiștii îndrăgiți ai muzicii românești. Pe scenă vor urca artiști ca Adriana Dea și Maria Dragomiroiu, Liviu Teodorescu și trupa de Lis. Nu vor lipsi nici ansamblurile folclorice. Sâmbătă pe scenă vor urca ansamblul Floare de Cireș și Chimata. De la petrecere nu vor lipsi terasele unde se pot servi produse pe grătar.